Consiliul Județean Dâmbovița informează participanții la trafic despre lucrările care se desfășoară în perioada 22-27 august pe arterele rutiere din județ, conform graficului. Reabilitare și modernizare DG702B Lucien Raciu, modernizare DG711C Băleni Nucet, reparații de îmbrăcăminte asfaltică pe DG712 Acostești Runcu, estetică rutieră DG720B DN71 Nisipuri Gura Ocniței, estetică rutieră DG711 Ulmi Comișani Băleni, modernizarea drumului județean 701 Corbi Mari, la limita cu județul Teleorman. Consolidare terasament DG714 în zona Bolboci, comuna Moroieni, asfaltare de drumuri locale în comuna Văleni, județul Dâmbovița, modernizarea drumului județean 714 Glod, sanatoriul Moroieni, Peștera, sector Dichiu Bolboci, Peștera, punere în siguranță a podului peste râul Ialomița la Brănești pe DG712, reabilitarea drumului județean 713 Sinaia, cabana Cuibu Dorului, șaua Dichiului, cabana Babele, reabilitarea drumului de legătură DG713 Dichiu, DG714 Zănoaga. Sectorul de drum DG713 de la DN71 Cabana Cuibul Dorului, Cabana Dichiu a fost deschis circulației publice din data de 25-7. Iată care sunt sectoarele de drumuri județene care prezintă degradări și alte pericole. Drumul județean 718A, drumul național 72 Mănăstirea Dealu, drumul județean 714 Glod, sanatoriul Moroieni, Peștera, DG702D, sectorul Dragomirești, Butoiu de Sus, DG722, sectorul Movila, Sălcioara, Moara Nouă. Podul pe drumul județean 702A peste râul Argeș la Pătroaia este închis circulației. Variantele ocolitoare sunt drumurile locale. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu viteză redusă și cu atenție sporită. Informații suplimentare privind situația sectoarelor de drum incluse în programul de lucrări se pot obține de la Consiliul Județean Dâmbovița, Direcția Generală Infrastructură Locală. Telefon 0245 207 625 de luni până vineri în intervalul orar 8-16.